Hei, salut bine v-am găsit domnilor și domnilor. Astăzi vreau să vorbesc despre o, un enunț pe care îl văd din ce în ce mai mult și care nu este și mai des și care nu este neapărat uh, o dorință sau un obiectiv, ci poate fi și un blocaj și un mod de a evita uh, conectarea, de a evita interacțiunea, de a evita contactul. Și asta se uh, manifestă cam așa. Îmi doresc o relație serioasă. Hmm? De principiu, în momentul în care auzi o persoană care spune chestia asta, ai senzația că este o persoană hotărâtă, o persoană uh, pregătită, o persoană care nu este dispusă să accepte jumătăți de măsură și știe bine ceea ce își dorește. Partea proastă este tocmai asta. Că nu acceptă jumătăți de măsură și că are un obiectiv clar cu care se duce la întâlnire ratând total... Uh, orice fel de conectare, orice fel de încercare de uh, interacțiune, orice fel de încercare de socializare, dacă vrei. Pentru că noi așa, o relație de lungă durată sau o relație serioasă sună bine, sună frumos. Asta spune despre tine că ești o persoană cu probitate, o persoană uh, în care merită să ai încredere, o persoană hotărâtă, da? Numai că pentru a ajunge acolo, ai de trecut niște pași destul de mulți. Spre exemplu, să ieși la cafea cu o persoană și pur și simplu să te bucuri de acea interacțiune, fără să ai pe masă agenda că persoana aia trebuie să se potrivească obiectivului tău. Nu este obligatoriu ca acea persoană să se potrivească uh, obiectivului tău. Drept urmare, cu cât ești mai deschis uh, să cunoști oameni, cu cât ești mai. Uh, Eliberat de acest obiectiv, cu atât șansele tale de a încerca să te bucuri și să înțelegi că există mai multe tipologii umane și poate că obiectivul tău este puțin fie prea grandios, fie prea rigid, fie de fapt este un blocaj, cum spuneam, este mult mai bine să faci așa. Pur și simplu ieși, discuți, interacționezi, chiar dacă o persoană este boring, chiar dacă o persoană Pare că nu are ce să, cum să puște cu tine, cum se zice, dar este ok să-ți exersezi curiozitatea, și este ok să vezi ce poți să înveți, inclusiv de la niște persoane cu care îți dai seama că nu prea ai nimic în comun. Vezi, în general, noi ne aruncăm după atracție. Ne turăm motoarele emoționale, după care începem să vedem adevărul când deja este un picuț prea târziu și s-au creat obiceiuri, s-au creat atașamente, s-au luat niște angajamente și este foarte greu să mai dăm înapoi din moment ce emoționalul nostru este turat la maxim. Drept mare cred că este foarte important da, să avem acest obiectiv de a avea o relație serioasă, însă nu să mergem cu el pe masă ori de câte ori ieșim din casă sau discutăm cu cineva, pentru că asta poate să respingă. În momentul în care ești la uh, o cafea cu un bărbat și îi spui, uh, știi, pe mine nu mă interesează să-mi pierd timpul, tocmai ce ai spus că-ți-l pierzi cu el. Apropo, uh, sau să mă joc, sau nu știu, nu mă interesează jumătățile de măsură, nu mă interesează sexul, nu mă interesează nimic, eu vreau o relație serioasă, bărbatul ăla ar putea să-ți spun așa foarte calm, stând picior peste picior, ok, arată-mi și mie lista de responsabilități pe care ești gata să mi le pui în cărcă. Ești pregătită să-i dai lista asta? Imaginează-ți că lucrurile se întâmplă invers tu ești la o cafea cu un bărbat și el vine și îți spune chestia asta. Și îți pune o listă pe masă. De exemplu, uh, să-i oferi sex de 4 ori pe săptămână, uh, să ieșiți împreună la baruri, să uh, îi calci, să faceți curat, să îi gătești și așa mai departe. Mm? Nu e așa că e mișto relația asta serioasă? Ți-ar plăcea? Drept urmare, vedeți, este foarte bine să avem obiective, este foarte bine să ne setăm ceea ce ne dorim, însă ar fi bine să și definim ceea ce înseamnă chestia asta și să înțelegem faptul că, până să ajungem acolo, mai întâi și întâi trebuie să cunoaștem o persoană care să ni se potrivească. Nu proiectului pe care îl dorim noi ci nouă, din punct de vedere uman, o persoană cu care putem să ne conectăm, o persoană în preajma căreia ne putem abandona fără frică. Da, țineți minte chestia asta, o să o regăsiți în cartea mea de mai multe ori, formularea asta. Asta înseamnă conectare, asta înseamnă o posibilă iubire, asta înseamnă până la urmă relație de lungă durată, nu niște chestii de bifat acolo repede și gata, ești al meu. Da? Deci iată, îmi doresc o relație serioasă uneori, și mi-e teamă că de prea multe ori nu este altceva decât o modalitate de a evita relațiile din partea anumitor persoane, nici de cum un obiectiv. Aștept cu drag părerile voastre și ne auzim data viitoare. Pa!